Recolta de struguri și recolta de grâu întotdeauna legate. Neemia 13 cu 15. zilele acelea am văzut în Iahuda oameni care călcau în picioare mor de vin în ziua de șabat, aduceau un snop de grâu și încărcau măgar cu vin, struguri, smochine și tot felul de poveri pe care le aduceau la Ierusalim în ziua de șabat. Neemia 13 cu 15 spune că a văzut în Iahuda oameni care călcau presa de vin și aduceau snopi de grâu în ziua de șabat. Trebuie să fie vorba de grâul care a fost plantat în prima lună și secerat în luna a patra după ce strugurii s-au la 50 de zile după al șaptelea șabat. Singura recoltă de grâu consemnată în scripturi este în vară când strugurii sunt copți. Este imposibil ca strugurii să fie copți în luna a treia. Acest lucru este confirmat și de Holman's Bible Dictionary, ediția 1991 la pagina 1118. Vița de vie cultivată fie în pogodi, fie în jurul caselor și curților, are tulpini lungi și flexibile, cu tendoane și frunze lobate. La începutul verii, printre frunzele noi, cresc capete de flori scurte, iar numeroasele flori mici se transformă într-un ciorchine de struguri rotunzi și dulci. În luna a treia nu există struguri copți. Strugurii sunt o recoltă de vară. Încă trei indicii care sugerează un șavot de vară în fapte 2. 1. Profeția lui Ioel Faptele apostolilor 2 cu 17 În zilele din urmă, zice Elohim, voi turna din Duhul meu peste toată făptura. Fiii voștri și fiicele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii voștri vor avea vise. În fapte, capitolul 2 cu 17, Petru citează profeția lui Ioel care face o legătură evidentă cu revărsarea Duhului lui Elohim în ziua de șavot. Așadar să ne uităm la profeția lui Ioel în context el 2 de la 23 la 24 Bucurați-vă deci fia Sionului și veseliți-vă în Iahua Elohim al vostru, căci el va a dat ploaie timpurie pentru justificarea voastră și el a turnat pentru voi ploaia, ploaie uh, timpurie și ploaie târzie ca și înainte. Arile vor fi pline de grâu, iar vasele se vor revărsa cu vin nou și cu un de lemn. Ioel 2 cu 28. După aceea voi turna Duhul meu peste toată făptura. Fiii voștri și fiicele voastre vor bătrânii voștri vor visa vise, tinerii voștri vor avea vedenii. Când examinăm versetele anterioare profeției lui Ioel pentru context, descoperim că profeția lui Ioel leagă roadele de vară în natură de roadele Duhului, vise, viziuni, profeție și mântuirea sufletelor, adică 3000 la cinzecimea. S-ar părea că este vorba de același anotim de vară în care a avut loc cinzecimea din fapte 2. 2. Badjocoritorii nu ar fi făcut acuzațiile lor în luna a treia. Cretan și arabi i-auzim vorbind în limbile noastre despre lucrările minunate ale lui Elohim. Deci toți erau imiți și perpleși spunându-și unii altora ce poate însemna aceasta. Alții bazjocorind spuneau, sunt plini de vin nou. În faptele apostolilor doi, batjocoritorii au acuzat pe ucenici că s-au îmbătat cu vin nou. Dacă era luna a treia când au băjocorit, de ce nu le-a respins pentru afirmația pe motiv că nici măcar nu era vin nou disponibil în loc să spună că era doar ora nouă dimineața? Motivul este pentru că era vară și era disponibil vin nou pentru ca ei să poată face această acuzație. Este posibil să fie existat vin vechi în jur, dar nu era niciun vin nou disponibil, iar scriptura folosește în mod clar termenul de vin nou, în versetul 13. Din punct de vedere agricol este destul de ușor de dovedit că în Israel nu există struguri disponibil primăvara pentru a permite o acuzație de băție cu vin nou. Cinzecimea din fapte 2 a avut loc vara, la fel ca și cinzecimea de pe muntele Sinai, la 50 de zile după șapte șabate încheiate. 3. Ce sugerează noua cerință privind oferirea de cereale? Leviticul 23 cu 16, chiar până adică de la a doua zi după șabatul al șaptelea, să numărați 50 de zile și să aduceți lui Iahua o nouă uh, ofrandă de mâncare din grâu. Unii au sugerat că grâul plantat toamna sau iarna în Israelul de astăzi poate fi în contradicție cu Leviticul 23 cu 16 care cere o nouă ofrandă de grâu nou. Potrivit înțelepților rabinici, orice grâu plantat și care a prins rădăcină în toamnă înainte de kinocțul de primăvară, adică toamna sau iarna, ar fi considerat Ioșon. adică vechi, și nu nou hodeș sau hodoș. Cu alte cuvinte, grâul a fost plantat în anul precedent, înainte de începerea noului an Nisan. Este considerat Yoshon. Leviticul 23 cu 16 cere o ofrandă de grâu nou, Hodoș, care necesită o plantare în noul an, care este după chinocțul de primăvară și are ca rezultat o recoltă de vară. Semnificația ploilor de primăvară, ploile târzii Iacov 5 cu 7 la 8 Așadar, fraților și surorilor, aveți răbdare până la venirea lui Iahua. Vedeți cum așteaptă fermierul ca pământul să dea recolta sa valoroasă, așteptând cu răbdare ploile timpurii de toamnă și târzii de primăvară. Din punct de vedere agricol, scopul ploilor de toamnă este de a stabili culturile nou plantate. Scopul ploilor târzii este de a aduce culturile, de exemplu, grâul, la maturitate. Are sens ca ploile târzii să vină chiar înainte sau în mijlocul recoltei de grâu? Ploile de primăvară au rolul de a coace culturile de grâu și de a le pregăti pentru recoltare după ce trecuseră prin perioada de uscare necesară pentru ca grâul să ajungă la maturitate de plină. Iacov folosește un exemplu agricol pentru a face o paralelă și a arăta importanța răbdării ca o componentă necesară și pentru maturitatea noastră. Paralelele care leagă șavotul din Vechiul și Noul Testament Legea scrisă pe pietre, Iahua îl trimite pe moșe jos de pe muntele Sinai cu cele 10 porunci scrise în piatră de degetul lui Iahua. Legea scrisă pe inim Duhului Elohim coboară peste cei adunați în ziua cinzecimii pentru a scrie poruncile cu degetul lui Elohim pe inimile lor. Noul legământ, Ieremia 31 cu 31 la 33, pentru a împuternici mireasa lui, să fie martorii lui și să sperăm că vor rămâne credincioși legământului lor de căsătorie Tora. Muntele Sinai, Moșea a coborât de pe Muntele Sinai cu cele zece porunci pe două table de piatră pentru copiii lui Israel. Litera legii în afară de credință egal moarte. Muntele Sion, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ucenici cu putere și cu daruri spirituale pentru toți cei care se adunaseră. Fapte 2 cu 1. Templul Muntele Sion. Când a venit pe deplin 50 mea, Duhul cade, este egal credință plus ascultare, este egal viață. Fapte 2. 3.000 de morți, 3.000 de oameni au murit ca urmare a idolatriei din Exodul 32 cu 28, în aceeași zi în care Aron a știut cumva să proclame o sărbătoare, Hag, pentru Iahua. Nu sugerează oare sintagma când a venit cinzecimea că ar fi putut exista un moment în timpul numărării omerului când ziua cinzecimii a venit doar parțial? S-ar putea ca acel moment să fi fost atunci când s-a ajuns la jumătatea numărătorii omerului, adică la sfârșitul celor șapte săptămâni complete. Pavel a ținut un șavot în luna a patra. Faptele apostolilor 20 cu 16. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes ca să nu fie nevoit să petreacă timp în Asia, căci se grăbea să ajungă la Ierusalim dacă era posibil în ziua de șavot. Călătoria lui Pavel în perioada Omerului explicată Christopher C. Warren scrie Vom dovedi acum că numărătoarea tradițională de 50 de zile care începe pe data de 16 avi nu poate explica călătoriile lui Pavel și nu îl poate aduce înapoi în Ierusalim înainte de Shavuot Pavel nu a plecat din Filis Troa decât după zilele de Hag Hamața Fapte 20 cu 6. Acest lucru înseamnă că cel puțin 6 zile din numărătoarea tradițională și Omer ar fi fost numărate înainte de a pleca în total 6 zile. Călătoria lui Pavel de la Filip la Troa a durat 5 zile, fapte 20 cu 6, în total 11 zile. Pavel a stat în Troa timp de 7 zile, versetul 7, în total 18 zile. Pavel călătorește pe uscat de la Troa la Asos, la aproximativ 40 de km distanță, acceptând să se întâlnească acolo cu Luca, versetul 13. Acest lucru ar fi durat o zi de mers pe jos, în total 19 zile. Pavel îl întâlnește pe Luca în Asos, unde se îmbarcă pe o corabie și navighează spre uh, Mitilene. De acolo iau o zi pentru a ajunge la uh, Chios, uh, o altă zi pentru a ajunge la Samos, o zi, și o alta pentru a ajunge la Milet. În total sunt contabilizate trei zile versetele de la 13 la 16, în total 22 de zile. Dimileț Pavel îi cheamă pe bătrânii din Efes cât timp îi va lua unui mesager să meargă pe jos și bătrânilor să se întoarcă să-l vadă, undeva între 4 și 6 zile, să zicem 5 zile, în funcție de faptul că mesagerul și bătrânii au călătorit cu corabia sau pe jos, în total 27 de zile. Pavel pleacă din milet spre Kos. a doua zi călătorește spre Rodos, o zi, iar de acolo spre Patra, din Patara găsesc o corabie care traversează Mediterana spre Fenicia fapte 21 de la 1 la 2 o călătorie de aproximativ 12 zile, în total 32 de zile ei debarcă la tir căutându-i pe Talmidim, adică pe ucenici, au rămas acolo timp de 7 zile, în versetul 4 în total 49 de zile ei pleacă din tir spre Tolemaida, aproximativ două zile de călătorie, și au rămas cu frații de acolo timp de o zi, fapte 21 cu 7, în total 53 de zile. Pleacă din Tolemaida și ajung la Cezare, aproximativ o zi, unde rămân în casa Evanghelistului Filip, versetul 8, în total 54 de zile. Au stat multe zile. Observăm în scriptură că atunci când este folosită descrierea multe, poate fi vorba de obicei de la până la sau aproape de 40 de zile sau mai multe. Exemple în care scriptura îl descrie pe Iahușu a fiind văzut multe zile și un alt loc care confirmă că a fost văzut 40 de zile. Descrierea multă lovituri a fost de asemenea folosită pentru a se referi la pedeapsa maximă de 40 minus 1 lovituri de bici, adică 39, care urma să fie dată. Din alte scrieri vedem că referirea la multe zile este considerată de obicei mai mult de șapte zile. Luca însuși menționează de cel puțin două ori când au stat doar șapte zile. Un număr foarte conservator care poate fi dat cu siguranță pentru scopurile noastre este de zece zile, dar există posibilitatea foarte reală ca ei să fi rămas mult mai mult. În total 64-94 de zile. De acolo Pavel pleacă din Cezarea spre Ierusalim versetele de la 15 la 16 de la cezarea la Ierusalim sunt aproximativ 96 de kilometri, 60 de kilometri în zbor de corb și aproximativ 130 de kilometri parcurs pe drumul de pământ aproximativ 3 zile în total 67-97 de zile. Pavel ajunge la Ierusalim înainte de șavoie pentru a putea să o țină cum se cuvine de asemenea aflăm că a sosit cu câteva zile înainte de șavot deoarece la, sf la sfatul lui Iacob a căutat să se purifice înainte de moed, așa cum era obiceiul în popor. Un alt exemplu, Ioan 11 cu 55. Acest lucru este confirmat și de istoricul Josephus, care în capitolul 5 din Războaiele Iudeilor consemnează că poporul se urca la Ierusalim cu o săptămână înainte de sărbătoarea zimilor pentru a se purifica înainte de sărbătoare. Prin urmare, ar fi fost minim șapte zile de purificare, în total 64. 74, 100 de zile. Pavel este primit cu bucurie de credincioșii din Ierusalim, o zi total 75-101 zile. A doua zi după sosirea lui Pavel la Ierusalim, acesta se duce să-l vadă pe Iacov o zi. Faptele Apostolilor 21 cu 17 la 18 total, 76-102 zile. A doua zi după întâlnirea cu Iacov, Pavel se purifică și merge cu patru bărbați la templu versetele 23 la 26. Acesta este prima dintre cele șapte zile în care Pavel uh, <coughs> și-a timp de purificare și de dedicație. Înainte ca ziua șaptea să se încheie, iudeii îl arestează în templu, versetul 27. Pavel este bătut, dus la tribunal unde vorbește poporul înainte de a fi dus pentru a fi biciuit, doar pentru a fi descoperit că era cetățean roman, versetul 30 și în capitolul 22 cu versetul 30. A doua zi, preoții sunt adunați pentru a-l înfrunta pe Pavel. Pavel strigă că este judecat pentru înviere, romanii îl iau pe Pavel de la izbucnirea violentă care se ridică în rândul evreilor, iar mai târziu este întors în cazarmă. În acea noapte îi apare Iahușua spunându-i că să prindă curaj, în 22 cu 30 și 23 cu 11, evreii pun la cale moartea lui Pavel și le spun preoților planul și jurământul lor. Nepotul lui Pavel descoperă complotul și îl aduce la la cunoștința tribunalului. Pavel este escortat afară din Ierusalim în acea noapte. Călătorește o zi pe cal, înoptează la Antipatris, o zi, Ajunge la cezarea, Felix spune că nu va judeca până când nu sosesc acuzatorii săi încă o zi. Cinci zile mai târziu sosesc Cohen Gadol, marele preot și bătrânii, cinci zile, după cum ar trebui să fie foarte clar intervalul de timp dintre iom ha bicurim, adică primele roade pe care Pavel a observat în Filip și Shavot, pe care Pavel aproape că le-a făcut, a fost de cel puțin 69-75 de zile și ar fi putut fi de până la 100, așa cum ar fi fost de aștepta după formula 7 șabate plus 50 de zile dată în Tora. Bazându-ne pe dovezile călătoriei lui Pavel de la Filip la Ion Bicurim, la Ierusalim, unde intenționa să respecte șavot, unde a fost arestat, putem afirma categoric că tradiția bătrânilor evrei, conform căreia numărătoarea Omer este de numai 50 de zile, este falsă. Pavel nu ar fi putut face călătoria într-un timp atât de scurt, având în vedere toate opiniile pe care le-a făcut pe drum. Opririle, da? Luând în considerare acest lucru împreună cu toate celelalte dovezi că șavuot sau cinzecimea a fost un festival de vară, deoarece acesta a fost uh, și secerișul grâului și recolta timpuria a strugurilor putem respinge cu siguranță încă o tradiție falsă a sinagogii lui Satan. Care, la fel ca Roma păgână, a schimbat timpurile și anul timpurile stabilite și îl onorează pe Iahua în mod corect. Faceți teșuva, pocăiți-vă, abandonați falsitățile rabinilor și aliniați-vă la adevăratul calendar soli, un al Creației. Anul Banner continuă. Un studiu atent al tuturor scripturilor, inclusiv a faptelor apostolilor 20 cu 16 până la 21 cu 26, precum și a hărților biblice pentru distanțe, va arăta imposibilitatea matematică a lui Pavel de a călători dintr-o la Ierusalim la timp pentru 50 cinzecime pe baza unei numărători tradiționale de 50 de zile. Dacă luăm în considerare perioadele în care nu au călătorit, Pavel a avut la dispoziție doar aproximativ 8 zile pentru a parcurge o de mile pe uscat și pe mare sau 125 de mile pe zi. El a parcurs în medie doar 30 de mile pe zi de la Filip la Troa, deși nu era posibil în intervalul de timp al numărătorii tradiționale până la 50 -me. Era mai mult decât posibil dacă ar fi avut la dispoziție chiar 100-102 zile. De fapt, Pavel a sosit suficient de devreme nu doar pentru șavot, ci pentru a trece printre prin zilele de purificare înainte de sosirea la șavot în fapte 21